Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Save Tech Ages. Episodul trecut ne-am jucat noi o tonă cu Astral Sorcery. O să încerc să enumăr foarte rapid tot ce am făcut în episodul trecut. Am început cu Iridescent Altar, am făcut Starlight Infuser-ul, apoi am trecut de am făcut toate constelațiile posibile până în momentul de față, ne-am jucat cu ele, am făcut crafting cu constelații, am făcut observatorul, am descoperit restul de constelații care mai trebuia să le descoperim, mă rog, care aveau nevoie neapărat de observatoriu ca să le descoperim. Apoi am încercat să facem cristalele astea până la cristale care sunt cu 90, 100, 100. Am făcut câteva, ne-am făcut după care, de fapt după episod am făcut decât un singur collector crystal, mai exact ăla care e cu galben, și între timp off-camera am mai făcut eu încă 3. Între timp am spus eu în episodul trecut că o să trebuiască să fac o leacă de rearanjamente pe aici, deoarece ca cristalele astea să poată să transmită energia lor către un anume bloc, sau mai bine spus către o anume masă de crafting sau mai știu eu ce, trebuie să aibă direct cale deschisă. Ei bine, pare să că nu trebuie să fie așa, pentru că între timp m-am uitat eu, spre exemplu, la ce pot eu să fac cu fierul ăsta și avem aici rețetă pentru Starlight Transmutation, adică a ne folosi de razele astea de la cristalele de genul ăsta Celestial Collector Crystal pentru a transmuta, spre exemplu, din fier normal în Star Metal Ingot. Am învățat, mă rog, Star Metal Ore, am învățat deja chestia asta. Încep să fac el ceva particule albe, după care o să se transforme în Star Metal Ore, care mă scapă de o grămadă de kind de crafting inutil. Am discutat chestia asta, deci dacă ne uităm din nou cum aș putea să fac chestia asta, este ori prin crafting-ul ăsta adăugat special pentru noi, sau aici are o pictogramă cu Starlight Transmutation, adică fix procesul ăsta. Și după m-am gândit eu, mă, oglinzile astea, oare ce înseamnă? Pot eu să mă folosesc cumva de ele încât să reflectez lumina asta stelară care provine de la cristale înspre un anume punct? Și da, chiar merge. Am făcut vreo, nu știu câte oglinzi, am acolo așa vreo două oglinzi, am aici două oglinzi și am conectat lumina la oglindă și oglinda la altar. Și așa n-am mai trebuit să mai mut astea 4 puncte, ceea ce e epic! Plus că le-am conectat și astea două oglinzi, dar astea două cristale să vină până acolo. Eventual pot să le conectez chiar pe toate 4 până acolo, dar momentan las așa. Și ăsta, pe timp de zi, e full. Culmea că ăsta pe timp de zi e full, nu vine să cred așa ceva. Bun, între timp ce am mai făcut off-camera a fost să mai reamplasez o leacă lucrurile pe aici, ăsta mănâncă la Starlight în continuu și nu se mai sparge odată mama lui. Am mai încercat să mai descoper una, două, trei chestii, m-a mai interesat un picuț că până la urmă noi am făcut o grămadă de chestii din Astral Sorcery, dar nu ne-am jucat cu niciunul încât să ne fie ceva util. Nu știu dacă tocmai astăzi o să ne folosim de toate chestiile pe care le-am făcut de prima fază, un lucru care zic eu că o să fie totuși destul de util, deși aveam și alte variante din alte moduri. Avem noi aici un blog numit Celestial Gateway, care m-am pus, eu am citit o grămadă despre toate prostiile astea din Astral Sorcery, aveți idee, deci mi-am umplut capul cu o grămadă de tâmpenii. Am zis, mă, hai să încerc să fac ce e ăsta un Celestial Gateway. Are nevoie de el de o construcție de 7x7. În momentul în care mă apropiu eu de el, vedeți că se întunecă cumva ecranul și am așa o rază cât de cât limitată. Dacă mă pun pe blocul ăsta în sine, vedeți că apar niște stele și dacă vedeți în jur, una e puțin diferită. Ei bine, aia e diferită din ce motiv? Dacă stau eu cumva pe blocul ăsta și apăs ori shift, ori țin click dreapta apăsat cât timp la respectiva stea, o să fac așa o imagine, după care pare ceva diferit, nu tocmai. Dar m-am teleportat. Deci, dacă ai două structuri de genul ăsta, sau mă rog, două sau mai multe, pentru că în momentul în care mă uit în jur, poate să fie mai multe legate, mai multe stele de genul ăsta galbene, unde aș putea să mă teleportez dintr-un punct în altul. Pot să mă teleportez instant de acolo de sus până aici, la mine la bază. Pentru că, by the way, între timp de episodul trecut, nu sunt sigur dacă am arătat chestia asta sau nu, am început ușor, ușor să mă mut cu două, trei chestii ca să nu mai tot plimb între încolo și încoace. Am mutat smelter-ul, am mutat între chesturi, încă mai sunt chestii de acolo, dar o să mai dureze ceva până o să-mi fac eu casa mea propriu-zisă. E foarte, foarte tare treaba asta cu portalele, că poți, mă rog, portalele, cu teleporterele, că poți să mă teleportez dintr-un punct în altul foarte, foarte ușor și să mai trească să mă chinui. Deci mă bucur maxim. Problema e că dacă apăs eu F3, colț stânga sus la frame rate, mă teleportez iară, 121 frame-uri, 86, scade un pic cu frame rate-ul cât se întâmplă chestia asta, deci n-am ce face, din păcate asta e cea mai nasoală parte dintre toate. Am spus că totuși avem posibilitatea să facem o altă metodă de teleportare, care e cumva neapărat că mai la îndemână, chiar poți să zici că e o leacă mai greu de folosit, să spunem așa, pentru că e mult mai costisitoare. Din Blood Magic avem ceva numite Teleposer. Deci astea sunt blocurile din Blood Magic care aș putea să le folosesc pe post de teleporter. Sunt ele puțin costisitoare, destul de multicele Ender Pearl plus teleporter
position focusul ăsta care se face dacă pui într-un blad altar, bla 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 și nu știu ce. E un picuț mai complicat decât să zici că faci două structuri de genul ăsta din Astral Sorcery și poți să te plimbi într-un loc în altul, plus că alea sunt un picuț mai limitate, pe când ăstea, spre exemplu, dacă îmi pun, cred că 10 astfel de Celestial Gateway-uri, cred că pot să mă teleportez la oricare, nu sunt sigur totuși. Nu am găsit atât de multe informații. Nu mă întrebați care e treaba cu prostia asta de Ritual Pedestal. Am încercat să-l fac, are nevoie de structura asta, nu știu exact ce face, am înțeles că trebuie să fac ceva cu Attuned Crystal, nu contează. Și deci, am discutat noi în episodul trecut despre faptul că noi am reușit să facem 14 din cele 16 Constellation Paper-uri la care avem acces, pentru că două dintre ele ni sunt blocate deoarece necesită diamante în crafting-ul lor. Ei bine, aici tot o să trebuiască să dau eu niște credite. Uitându-mă eu astăzi la Nenea Sky, mi-a dat o idee. Eu, respectivul diamant, e problematic că nu pot să-l pun în Spectre Relay-ul ăsta ca să poată să aibă respectivul ritual. Dacă mă duc eu până cu alea acasă și vreau eu să fur un hopper temporar, am pregătit eu itemele pentru cele două pergamente, deoarece avem posibilitatea ca noi să punem iteme. Bine, poate te timp să scos chestia asta și eu acum spun baliverne. Hai să testăm. Dacă vin eu cu un hopper, dau shift click dreapta și după aia să zicem că punem un Stardust. Îl pune? Da. Deci, în teorie, am avea noi posibilitatea să facem respectivul ritual încât să punem și diamantul care e nevoie în respectivul ritual într-unul din spectral relay-urile de genul. Astfel fiind spuse, dăm tu materialele astea și vreau în felul următor. Dacă ne ducem aici, câteva crafting-uri mai în spate, vreau materialele necesare, 4 Stardust Ingot, Star Metal Ingot, am discutat deja, ăstea se repetă la toate cele 4 crafting-uri și avem destul de multă energie încât să pornim. Dă-i drumul, pielea, zic că-mi cer Blaze Rod-ul acum, nu, cere diamantul, atunci trebuie să fac ceva de genul ăsta și să bag diamantul și acum ar trebui să-mi ceară și Blaze Rod-ul. Bun, putem să craftăm noi asta? Sunt chiar curios, deci dacă chiar merge, mii de mulțumiri Lunea Sky pentru treaba asta, deci chiar nu m-aș fi gândit. Deci chiar nu mi-aș fi trecut în cap că aș putea să fac o chestie de genul. Da, deci nu vine să cred că a mers și am descoperit noi și Ulteria. Tare, foarte, foarte tare că am posibilitatea totuși, deși încă n-am acces la diamante, să craftez absolut toate cele 16 constelații. În cazul ăsta dă-mi și craftingul ăsta, care o să fie pentru constelația Horologium sau ceva de genul. Și la fel același proces îl repetăm și am deblocat și Horologium. Foarte, foarte tare. Acum că pot să am oficial toate constelațiile, e extrem de tare că știu că pot să fac chestia asta, mai ales că astea două constelații sunt unele dintre cele mai puternice care aș putea să le folosesc eu în Astral Sorcery pentru motivul pentru care le-am descoperit eu pe toate. Deoarece, folosindu-ne noi de constelațiile astea, la un moment dat o să putem să enchantăm arme sau armuri. Și treaba și mai bună este că știm deja uneltele și armele din Tinkers plus armurile nu merg enchantate, dar enchantându-le prin Astral Sorcery o să putem face asta. Și acum e timpul să caut eu cu telescopul, mă rog, cu observatoriu ăsta să găsesc astea două constelații care mi-ar mai trebui. Văd aici 4 puncte. Care din ele e? Asta e Horologium. Deci am zis cu shift, un fel de clepsidră. Bam, am deblocat Horologium. Cum arăți tu? 5 puncte, foarte, foarte simplistică, ok. Hai să văd dacă am noroc și la asta, pe seara asta mă îndoiesc totuși. Pentru că la cum am văzut că sunt unele constelații atât de rare încât apar doar în timpul a două faze ale lunii, deci sunt extrem de rare unele dintre ele. Da, deci spre exemplu ăsta, dar de ce nu-mi zice? Cred că da, astea sunt printre constelațiile la care nu prea am așa de multă vizibilitate la ele pentru că sunt extrem de îndepărtate, da. Că mai am încă o constelație care e fix același status. Nu mi-arată exact în ce faze ale lunii pot să o văd. Deci am zis o linie așa și două linii ceva de genul. Așa, n-a fost tocmai bine, dar măcar am descoperit și Ulteria. Care presupun că și asta, ok, asta mi-arată totuși. Pentru că, spre exemplu, dacă le punem și pe astea două, dacă ne ducem la Constellations, care neabă era mai aia care nu mi-arăta? Pelotrio, da. Deci nici la Pelotrio nu mi-arată exact în ce faze ale lunii pot să o găsesc. Ok, deci am făcut și pe asta, sunt fericit, am găsit toate cele 16 constelații și acum o să pot să mă folosesc eu de puterea lor. Acum totuși, deci între timp, episodul trecut am vorbit și mai mult am specificat despre existența cometelor care din când în când noaptea pe cer poate să apară și dacă le urmărești poți să le vezi exact locul unde te aterizează și din ele
poți găsi câte ceva special. Ei bine, eu am făcut asta pentru două comete, deci astea două jucării, zicem felul următor. Ceva strălucește înăuntru carcasei, clic dreapta ca să deschizi și la fel și la asta. Acum nu știu dacă clic dreapta în inventar sau trebuie să-l pun în hotbar, ia să testăm. Ok, deci nu în hotbar. Clic dreapta. Opa! Coajopul. Ce naiba? E o constelație, mă? Pot să o pun aici, gen? Nu. Știu că era o treabă și cu astea, dar nu mai țin exact cum citisem, dar nu mai țin exact ce. Și ce mi-a dat la asta? Opa, gain knowledge about crystal clusters booting speed. Și mi-a dat acum knowledge. Da, dar ce e asta? E o constelație pe care poți să o descoperi, gen? Deci poate să fie decât la lună nouă, cred că asta, sau nu, la lună plină și... eu sunt abia la lună nouă, bravo. Și asta ar trebui să fie lună plină. Hai să vedem, reușim să găsim respectiva constelație? Dacă se poate să găsim cu observatoriul ăsta, că nu sunt sigur, deci chiar nu știu cum funcționează chestia asta. Am văzut decât foarte, foarte puțin, după care n-am stat să analizez mai mult exact ce ar trebui să fie chestia asta. Pentru că, din câte am înțeles eu, a fost un update destul de mare la Astral Sorcery, treaba asta cu stelele căzătoare și n-am prea stat așa de mult să analizez, pentru că vreau niște informații mult mai simplistice în momentul ăla. A? Asta e. Iar am uitat, era așa sau invers? Chiar nu mai știu. What? The constellation Coajopo vanishes out of the sight, gaining knowledge about gelu enchanting. Adică, deci mi-a tăiat cu totul aia, gelu enchanting. Ok, deci din câte speculez eu, e în felul următor. Când mă uit eu pe wiki acum, scrie că gelu, adică constelația asta, ar trebui să-mi dea în teorie unbreaking de la 2 la 4, nu stăm acum să discutăm în funcție de ce, pentru că încă n-am făcut respectivul enchanting în Astral Sorcery, poate să mai îmi dea Feather Falling de la 1 până la 4 și totodată poate să-mi dea Frost Walker 1 și 2, deci să presupun că până nu aș fi făcut chestia asta extra, n-aș fi primit Frost Walker 1 și 2? Cred că da. Interesantă chestie de știut. Deci, făcând treaba asta cu constelația, mă rog, constelația, uite, încă o cometă. Făcând treaba asta cu cometele, stai, nu pleca. Că dacă tot te-am văzut, unde te-ai dus? Unde ai apus? Poți să îmbunătățești deja ori niște constelații pe care nu le aveai până acum, ori ceva de genul, chiar nu știu ce să spun. Mă, nu, n-am văzut exact în ce direcție s-a dus. Hai mă, că ar fi trebuit să fi fost destul de rapid. Nu, no, aia e. Încă o cometă pierdută, nu e mare baiu. Am tot stat și m-am gândit, mă, ce neapă să fac pe parcursul episodului de acum încolo. Deci, m-am gândit, mă, să fac ceva tâmplat magic, să mă apuc să fac respectivul mob grinder de care spuneam eu, ca să pot să fac rost de sânge automat. Până la urma urmei, m-am gândit, hai să nu amestec mere cu pere, hai să ne jucăm astăzi cu Astral Sorcery și, în final, în teorie, să ne facem noi armura extrem de epică. Ei bine, de ce? Pentru că avem noi aici Stellar Refraction Table. Ăsta, pe scurt, este Enchanting Table-ul din Astral Sorcery, care funcționează el destul de interesant. Am pregătit eu deja rețeta aici, dacă dăm cu wand-ul, ar trebui să înceapă procesul, n-ar de nevoie de ceva special, mai ales că ăsta poate fi făcut și în alt level 3, ar trebui să fie terminat extrem de rapid, bine, mai mult sau mai puțin. Haide mă, așa. Și avem Stellar Refraction Table. Unde este mai pun și pe tine mâncați așa că nu știu. Bagă și tu acelea, e udită mai masa, nu poți să o orientezi cum vrei tu, din păcate. Are ea nevoie de două lucruri. Odată la mână, mai am eu pe aici un pergament, deci n-am ce face cu el. Trebuie să mai fac câteva parchamente. 32 de pergamente, hai să fie. Și cât mai am, trebuie neapărat să mă mai duc după aquamarin. Mă rog, lăsând deoparte. Deci am zis că avem nevoie de pergamente care să pun ceva de genul ăsta. Și pentru observatoriul ăsta am făcut noi în episodul trecut o lentilă, ceva numit Infused Glass. Nu prea se vede aici textura, nu știu cum aș putea, stai să mă uit cumva la textura albă, cred că se vede acum. Din nou, un proces, hai de cap meu cât de complicat e și cât de scump e un Infused Glass, mamă, eu cream că e mult mai ieftin. Și hai că am pregătit și mama lui de Infused Glass, deci mănâncă câte 6 aquamarine, deci n-am pomenit așa ceva. Dă-i craft odată că nu mai pot, mamă, deci cât poate să mănânce, bă, nu imaginam. Hai că ești crafting de nivel 3, ar trebui să dureți mai puțin, hai te rog eu odată. Cu Infused Glass-ul ăsta, apoi trebuie să vin aici, dau click dreapta și vedem că s-a pus, prima dată s-a pus pergamentul cumva mai jos și Infused Glass-ul s-a pus la un nivel mai sus. Acum pot eu să accesez și de fapt hai să arăt ce se întâmplă dacă n-am nici pergament și nici Infused Glass. Când dau click dreapta pe el, n-are niciun pic de interfață. Când pun pergament, a apărut o leacă pergamentul aici. Când pun și respectivul Infused Glass,
s-a transformat încât pot să văd și infuse-glass-ul aici și pot să văd în stânga și în dreapta sloturi de constelații și în seara asta, spre exemplu, avem Adiscidia, Evortio, Vorux, Aevitas și Lucerna. Acum eu pot să iau, spre exemplu, n-aș prevea totuși să iau pentru că al pergamentele astea și sunt scumpe. Pot să iau una dintre constelațiile astea și să dau drag and drop. Făcând chestia asta, adaug cum ar veni o posibilitate de a adăuga un enchant pe respectivul infused glass, deci nu pe pergament, pe infused glass, să fie clar. Pentru că ăsta o să fie în teorie unealta cu care o să-mi enchantez eu arma sau armura. Și pot să pun până la maxim 3 constelații, 3 enchanturi diferite sau câte un enchant cu 3 nivele. La modul că poate să existe protection de la 2 până la 5, dacă nu mă înșel, și punând, spre exemplu, o armara, ai protection 2 sau 3, nu sunt sigur exact, cred că totuși protection 3. Punând două armara și încă ceva, obții protection 4. Punând 3 armara, obții protection 5. Asta e cel mai tare lucru. Acum trebuie eu să-mi deschid din nou wiki-ul în față să văd exact ce enchanturi aș vrea să-mi pun. Cred că am făcut eu decizia bună de ce enchanturi aș vrea să-mi pun eu acum pe cască, doar spre exemplu, pentru că o să fac eu chestia asta off-camera pentru toată armura. Dar pe cască putem să ne punem Protection, Respiration și, mare atenție, adăugat de către Astral Sorcery, avem două enchanturi noi. Un enchant numit Scorching Heat, care ăsta pe scurt e un auto-smelt din câte am înțeles eu, nu știu totuși foarte bine, și totodată mai avem și Night Vision. Exact, putem să ne punem Night Vision pe o cască, să nu mai trebuiască să bem poțiuni, absolut nimic. Constelațiile pe care eu o să mi le doresc o să fie Armara, Lucerna și Octans. Acum problema e în felul următor, trebuie să stau cu ochii pe ăsta să văd dacă am astea 3 constelații, deci am Lucerna, n-am nici Armara și nici Octans. Deci trebuie să caut eu aici la constelații, una dintre nopțile astea, mă rog, una dintre fazele astea ale lunii să le conțină pe toate 3. Deci dacă spun eu corect, ar trebui ca astea 3 să fie toate în timp ce e lună nouă. Așa, și următoarea ar trebui să fie lună nouă, da. Acum ar trebui în teorie, dacă mă duc aici, să pot să văd Octans, Lucerna și... Nu, stai, Octans, Lucerna și Armara. E o singură problemă acum. O să-mi ard o grămadă din constelațiile astea. Deci dacă pun Lucerna, Octans, da. Nu știu exact cum funcționează treaba asta și de ce câteodată arde Armara și Lucerna. Bun, nu vineți, cred că a mers. Și am făcut un engraved glass. Scoatem și lentila. Dacă ținem shift, scrie că e la Lucerna, Armara și Octans. Ar fi bine din partea mea să pun un unbreaking pe respectiva lentilă, dar aia e, pierd ce pierde, nu prea contează, pentru că asta are 10 folosiri. Pot să pun casca acolo și vedem cum începe să facă un efect ăsta foarte epic. Și după ceva fulgerături și nu știu ce, haide... Ea tot nu o să pară că e o cască enchantată pentru că itemele din Tinkers nu pot primi enchanturi în teorie, doar că fiind Astral Sorcery probabil sunt câteva probleme și normal acum când ne uităm noi pe ea avem Protection 5, Respiration 4 și Night Vision, deci cu un enchant peste cât e normalul în Vanilla. Dacă noi punem casca asta acum pe cap, avem Night Vision permanent. Acum problema e în felul următor. Am discutat deja, s-a dus o durabilitate la asta, mă supără că s-a dus o durabilitate. Noi nu putem să re-enchantăm casca asta. Din ce motiv? Pentru că poți să pui în Stellar Refraction Table-ul ăsta doar iteme ne-enchantate. Deci eu m-am gândit că aș putea să fac un exploit. Pentru că vedeți voi, puteam să pun mending pe asta încât să o repar, doar că nu, ea e deja enchantată, nu poți să pui un mending pe ea, nu știu dacă poți să pui mending înainte să o faci engraved și după aia poate merge, chiar nu știu, asta n-am testat. Uite, e un lucru bun și aș putea să încerc, nu tocmai astăzi, pentru că o să mă coste destul de mult și n-am atât de mult aquamarin. Mă, e ceva bun că avem acum posibilitatea să ne facem 10 căști cu Night Vision, Protection și Respiration, dar... Pentru că totuși ne jucăm cu Tinkers și sunt câteva glitch-uri, pentru că până la urmă ori n-ar fi normal să poți să o enchantezi, putem să o și dezenchantăm până la urmă ormei respectiva cască. Dacă mergem noi în partea altă acasă, am eu nevoie de ceva oțel, vreau eu un cast pentru plate-uri de genul ăsta de armură și vreau să bag 3 lingouri. Turnăm să facem un set de ăsta de plate-uri. Bun, deci ne uităm că... Al șaselea rând de jos în sus scrie Respiration, Protection și Night Vision. Dacă ne uităm în partea asta după ce schimbăm plate-urile din sponge în oțel, vedem că respectivele rânduri de enchanturi dispar.
Deci, în teorie, e un bug, să spunem așa, pentru că poți să-ți reenchantezi casca asta după ce o să-i schimbi bucata asta de armură, pentru că o să-și schimbe cumva codul și nu o să mai fie considerată enchantată și din nou eu o să pot să o enchantez. Dacă eu o să greșesc respectivele enchanturi, pot să dau totuși înapoi, să spunem așa, doar că o să fie pierderea pentru că fac un Infused Glass care e destul de scump și cam atât, nu mai mult, plus timpul care n-al pierd. Deci, acum eu o să-mi fac, nu știu dacă vreau să-mi fac asta acum, vreau să-mi fac asta acum și o să pierd respectivul Night Vision. O să-mi doresc eu pe armura asta mea să o fac foarte, foarte epică cu ceva numit Resistance, Fire Resistance, Projectile Resistance și Blast Resistance. Din păcate, nu putem noi să ni le punem pe toate patru. Am testat și merge să-ți alegi decât unul dintre ele pentru că probabil ar fost prea OP. Oricum și așa e extrem de OP. Dar ca și idee, eu o să vreau să-mi pun Resistance normal, adică Protection normal. Nu știu, mă gândesc cum să fac o combinație pentru că uitându-mă pe wiki și având în vedere ce am aflat aseară că dacă descoper destul de multe comete care îmi dau nu știu ce pergamente și poate să modifice, să îmbunătățească enchantul ăsta de pe Astral Sorcery, îmi doresc să fac chestia asta cu Protection, cred că o să fac eu cu Protection normal, nu știu, chiar nu știu, sunt extrem de indecis. Vreo 40 de minute mai târziu am încercat să văd dacă găsesc ceva informații despre cum ar funcționa de fapt Astral Sorcery-ul și mă, n-am găsit nimic. Adică nu sunt informații concrete pe vreun wiki sau ceva, am încercat să mă uit pe vreun tutorial. Omul care a făcut un principal tutorial la update-ul ăsta foarte mare al Astral Sorcery-ului nu a spus cine știe ce despre treaba cu deblocatul abilităților secundare ale constelațiilor, așa că nu știu dacă chiar așa funcționează sau nu. Deci o să merg eu destul de la noroc cu treaba asta și o să-mi fac deciziile în felul următor. Eu aveam un plan să-mi pun respectivul Protection pe armuri, doar că dacă eu pot cum ar veni să-mi pun Protection din Tinkers și după aia Fire, Blast și Projectile Protection din Astral Sorcery, atunci nu o să mai merg cu varianta de a face armara din nou și o să merg cu varianta de a lua Ulteria, dacă nu mă înșel, poate să-mi dea astea trei tipuri de Protection. Mă, nu știu câtă lume a băgat de seamă, dar vreau să ne uităm cam cât de mare e diferența de la plate-urile de steel la alea de sponge, sau mă rog, invers. Deci, din start, durabilitatea o să scadă, nu aia problema. Defense-ul de la 18, ceva ajunge la 22 și toughness-ul scade cu punct 4. Crește cu punct 4. Deci, din nou, sponge-ul are toughness 5, pe când oțelul are toughness 4,5. Deci, de ce îmi crește toughness-ul? Pentru că efectul ăla de Indomie Table pare să că mi-adaugă foarte multe statistici în plus pe partea de protecție, așa că o armură de oțel se prepare că e mult mai bună gen. Și cumva arată și mai epic așa când e o leacă argintie. Totuși, cred că o să vreau să-mi fac un micuț upgrade la pantofii ăștia mei din piele de câine sălbatic, pentru că ăștia totuși nu se repară, nu se absolut nimic. Eu din Astral Sorcery am posibilitatea să pun Mending, dar spre exemplu pe restul de armuri nu o să pun pentru că o să-mi pun Mending din Tinkers, spre exemplu. Respectivele constelații pe care eu le caut pentru papuci ar trebui să fie găsite în timpul nopții de lună plină, așa că dacă mergem noi aici, o să-mi doresc eu o armara, un gelu și care ne băia Evitas asta, deci Evitas pentru Mending, armara pentru Protection și gelul pentru Breaking și poate să-mi dea și Frostwalker, pe scurt o să testez, văd dacă îmi dă și Frostwalker și care ar trebui să-mi dea și Feather Falling sau ceva, vedem. Ok, a vrut, bun. Și să-mi fac eu o pereche de ăștia, mă, până la urmă o să se regenereze în teorie, așa că, nu am vrut să fac asta, așa că, mă, la noroc, o durabilitate nu e mare problemă. Și ca și idee, deci am spus că nu mai putem să reenchantăm la masa asta ceva ce e deja enchantat, dar nu înseamnă că nu putem să adăugăm noi, așa că cred că ar fi fost o idee bună totuși să mă fi uitat la ceva ce n-aș fi putut să am. Dacă dăm shift click dreapta, avem Mending 3, Protection 4, Frostwalker 2, Feather Falling 4 și Unbreaking 4. Dar nu știu cât să-mi spun că îmi convine că am pus Unbreaking și Feather Falling. Ar fi fost o chestie în loc de gelul ăla să fi pus altceva, dar nu știu ce alte enchanturi ar fi fost mai bune. Tot mă mănâncă să fac chestii, poți să enchantez o carte la tine? Dar o să fie o prostie pentru că... O lentilă e scumpă și trebuie să mă duc să mai fac rost de aquamarin. Deci cu tot ce am strâns până acum din Astral Sorcery și prin Tinkers, pot să-mi fac o armură extrem de epică. Doar că trebuie să iau eu câteva decizii despre ce enchanturi aș vrea să pun când și
când și cum și unde. Pentru că e enervant să știu că pot să fac ceva extrem de bine și după aia când realizez că am stricat totul, mă dau cu capul de pereți. Hai că multe s-au întâmplat la ultima tăietură, am și minat, am făcut rost de cât aquamarin am făcut rost. Totuși, ce mi se pare stupid este că avem două tipuri de minereu de aquamarin, unul oficial de Nastrar Sorcery și unul adăugat de Content Tweaker. Dacă ne uităm noi la cum putem face rost de aquamarin, avem varianta de altopii, minereu normal, ăsta care pare că e făcut în nisip, să ne dea 3 aquamarin. Sau putem să le trecem pe oricare din astea două ca să, până crusher, ca să ne dea 2 aquamarin. Dacă ne uităm, spre exemplu, la ce putem să facem ăsta, putem doar să-l trecem prin crusher sau prin millstone, ceea ce mi se pare o stupizenie. De ce nu pot să obțin 3 și din ăsta? Era o PC, era, nu înțeleg. Am făcut eu aici o lentilă cu 2 armara și un ulteria, cred că se poate vedea și aici. Și vreau să încerc să-mi pun acum pe chest plate. Am discutat deja, eventual dacă nu o să fie bun enchantul, pot să-l scot. Sunt curios exact ce statistici o să-mi dea. Deci, în teorie ar trebui să am un protection 4 sau 5, cel puțin, nu sunt sigur exact. Și dacă ulteria asta ar trebui să-mi dea mie absolut toate enchanturile care scrie pe wiki, ar trebui să primesc toate tipurile de protecții pe lângă protection normal și un unbreaking 3 maxim, mă rog, probabil o să fie un unbreaking 2. Sau nu, de fapt o să fie 3 pentru că am pus 2 ulteria. Hai să vedem. Ce ai tu pe tine? Deci da, am absolut toate tipurile de protecție acum sau? Nu mi-a pus protection normal. Ce n-ai vrut să-mi pui protection normal? Că ai armara. Deci în cazul ăsta, ulteria nu se pupă cu armara. Am înțeles. Deci lentila asta în teorie e stricată. Hai să încercăm să ne punem și pe pantalon în cazul ăsta. Să vedem ce o să întâmpla, că oricum lentila asta e dusă. Deci n-am ce să mai fac cu ea, e pur și simplu inutilă pentru că nu pot să o modific. Da, am decât cele 3 tipuri de protection pe lângă protectionul normal, deci e degeaba. Ok, deci în cazul ăsta trebuie să mă mai gândesc eu în orice caz să văd cine va fac cu mending-ul ăla, dacă îmi pun până la urmă mending cu Astral Sorcery sau eventual o să fac o lentină doar cu 3 ulteria, pentru că n-are rost să pun altceva. Adică pe bune acum, deci armara aia nu se aplică și în cazul ăsta o să-mi pun protection normal folosindu-mă de Tinkers. Punând plăcuțe de genul ăsta cu protection normal, pot să pun până la maxim protection 8 sau ceva de genul. Nu știu exact dacă funcționează ca acela din vanilla, dar o să fie oricum epic. Astea fiind spuse, cred eu că o să punem noi capăt aici, n-am făcut cine știe ce, cum am spus, aș fi avut altceva în plan să mă fi jucat cu niște Blood Magic pentru că ceva numit tank. Și se vede că sunt toate, sunt o grămadă de tankuri care seamănă unul cu altul. Doar că, spre exemplu, ăsta e de tier 1 care ține 16 găleți și ăsta e de tier 16 care ține nu știu câte sute de mii de găleți și m-ar interesa să fac unul de tier cât mai mare ca să pot să-l pun aici. Fiindcă, ce se întâmplă? În momentul în care eu pun aici un cristal de la, mai am încă unul aici pe care aș vrea să-l pun, nu ăsta, ăsta parcă e la care, da, care e tuned la Evorsio și e legat la cristalul ăla, nu știu dacă are vreo legătură, dar în momentul în care pun un cristal aici, efectul lui o să se ducă în timp, deși nu mai are unde să pună Liquid Starlight. De asta, în principal, o să mă intereseze un spațiu de stocare mult mai mare ca să nu mai mă trezesc că, bă, am pierdut în respectivul cristal. Eu să sper că v-a plăcut acest episod și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, iar eu n-am altceva de spus decât o zi frumoasă în continuare să vă urez. Bye bye!